Salutare, poșoare, și bine v-am regăsit aici la un nou videoclip. Cum puteți vedea, suntem aici la 17 sau 18 videoclip, dacă nu mă înșel. Dar aici suntem drumul la Roleplay. Nu uitați să îmbătriți butonul ăla de like. Bă, da, să-l îmbătriți cum, până îl faceți alb, exact așa cum e în partea din dreapta de sus. Și să apăsați pe butonul ăla din partea stângă de sus. Bă, bine, practic e jos, dar mă rog, o să vi-l las în partea de stângă de sus. Să-l îmbătriți acolo și pe ăla, bă, să facem noi 10.000 cât mai repede. Ce să facem noi astăzi? O zi frumoasă, tocmai e ora dimineții și nu știu ce să facem astăzi. Dar, haideți să facem 150 de like-uri și să-i dăm drumul la roleplay. Vă, pătata aia! Mamă, ce să facem, bă, noi astăzi, bă? Să mă ridic și eu de pe canapeaua asta, că nu mai pot, bă. Și mă duc să-mi iau ciumagul, că mi-am luat ciumag, ce știți voi, mă? Eu mi-am cumpărat ciumag de la, fiți atenți aici. Ia, sunteți pregătiți? Opa! Ia uite ce-am găsit! Mi-am luat ciumac, bă, mi-am cumpărat ciumac, ce știți voi? Să moară fetele după mine! Mi-am luat ciumac, să moară fetițele. Uite aici. Mergem cu ciumacul ăsta la agățat, stați să vedeți. Mergem cu ciumacul... Mamă, dar nu știu ce să fac eu astăzi, dar ceva trebuie să fac neapărat. Măi, mă, bă, ia să mă uit eu prin mașină, mă, ia, mă, banii ăia. Ce naiba, mă? Uite un anunț. Vând urgent. Bă, dar n-am apucat, bă, să citesc la cum citesc eu și trei apeluri. Pe cine, bă, mă? Ia să ne uităm la anunț. Twitter. Vând urgent magazin la un preț foarte mic și accesibil. Pentru mai multe detalii, la numărul de telefon din anunț. Bă, ce-a fiu al naiba, bă? Ia să sună, mă, la anunț. Cât vrea asta pe magazin? Ia. Nu, aici, că s-a trecut într-o... Alo! Alo! Bună ziua, stați iau un loc pe piatră, că mă mănca îmi dor șilile și picioarele. Bună ziua, domne! Bună ziua, domnule! Domne, am o întrebare. Ce magazin doriți să vindeți? Magazin, domnule, de tip gun shop. Tip gun shop. Băi, și armele sunt gratis în el. Mamă, îmi cumpăr... Băi, domne, două secunde... Mamă, îmi cumpăr magazin și îmi fac arme cât e vreau... Domne, la ce preț îl vindeți? Cam 60 de milioane, eu zic că e un preț bun. Și, domne, nu mă bag, nu, e prea mulți bani, sau de fapt... Domne, da, aș putea să-l văd. Negociabil. Ușor negociabil. 50 de milioane. Da. 45. Da, domne, negocia nu-i problema, domne, dar fiți atent. Unde ne putem vedea sau să-l văd și eu ceva, nu știu. Că mai bătrân așa. La el, domnul, la 230 cot poștal. E lângă benzinărie aici, domnul, la Verico. Bine, domne, haideți că vin acolo atunci. Haideți, ne auzăm atunci. O zi bună, la revedere. Vă aștept dacă nu... Ia bă, de aici. Mamă, pe ăsta-l fraierez repede. Ia să văd dacă mai am servieta aia cu bani pe mașină, să fiu al naiba. Mai am servieta cu bani pe mașină, o aveam în dreapta, pe scaun. Mamă, ce frumoasă e mașinuța mea. Ia mă, să lăsăm ciumăgelul aici. Punem centura, că suntem boșoroși bătrâni. Mamă, ce frumoasă. Da, mă, e aici, mă. Oho, e servieta acolo, lângă ciumăgel. Păi, eu am vreo 50 de mii, așa în ea, da. Mai mult n-am. 50, 55 de mii, da. Hai că vedem acolo. Hai să chidem, mamă, să vedeți ce fraieresc pe ăsta și iau magazinul ieftin. Mamă, arme câte vreau, voi vă dați seama. Mamă, după aia aș face tata aia cu nepotul. Să vedeți ce cântat o să fie nepot de mine. Bine, o să întrebe din ce bani. Dar să nu ziceți că din banii lor. Să nu ziceți nimic că l-am luat din banii lor, tăceți din gură că... din banii lui, nu lor. Să tăceți din gură că mă bate ăsta după aia. Vă rog eu mult să nu-i ziceți, mă nenorocește, mă taie. E a doua oră când iau din banii lui. Tăceți din gură. Haideți că revenim de acolo să vedem cum arată magazinul. Ia că cred că am ajuns. Cred că am ajuns, bă, să fiu al naiba. Aici e locația de mi-a dat-o. Bă, că nu mă simt în siguranță. Bă, ciumagul meu! Dă-mă ciumagul în coa! Așa, trebuie să închid ușa asta. Așa. Oho, să trăiți, domne! O, bună ziua, domnul meu! Bună ziua, cum vă numiți? Păi, bună ziua, domnul meu, mă numesc Baron Montana, domnul. Cum, domne? Baron Montana, domnul meu. Dar, domne, unde ați trăit? La munte de vă numiți numele, de aveți numele așa? Acum, domnul, na... Domne, mă rog, trecem peste. La baba n-am trăit, domnule. Domne, mă rog, trecem peste. N-am, baba mi-a murit de mult, lasă, nu contează. Dumnezeu să o ierte. Domne, fii atent aici.
Asta e magazinul? Da, e magazinul meu, Mai da, doamne, dar mai trebuie recondiționat. E roz, așa, roșu, nu-mi place culoarea asta. Să recondiționăm. Da să vedeți înăuntru. Ia, domne, ia cum arată. Așa, haide să intrăm, domnule, uitați. Intrăm dacă mă îndeschideți ușa, intrăm. Așa. Uliu, ce moară băieții mei. Să trăiești, domne! Domne, am venit și eu să cumpăr niște de-astea, să mă uit de ceva, domne. Domne, ăștia-s periculoși? Mușcă, nu latră? Nu, ok, da. Gata. Ăsta latră. Domne, fii atent aici, să mor eu. Să moară copiii astuia de lângă mine. Costumul îi mă refeream. Domne, ăsta îl vindeți? Îl vând, domne. Cum să nu-l vând? Și îl vindeți cu tot cu ce e în el, nu? Toată marfa. Păi hai să investigăm și prin spate pe aici, dacă e tot ok. Armurile sunt împușcate, ceva? Nu, sunt... Uite, domne, asta e un pic zdrulită, păi mai scade din preț. Păi, domne, asta acum n-a, după transport. Ne uităm, nu contează, domne, mai scade din preț. Hai ne mai uităm ce mai e pe aici, domne. Oi, ce a venit. Domne, smocul ăla de ce e răsturnat? A fost bătaie prin magazin, ce a fost pe aici? Mă rog, păi, aici peste. A fost un cutremur mic. Da, domne, nu-i problemă. Domne, dar de ce aveți scăni în magazin? Sparge scăni la țintă? Păi nu. Uite, avem căști, avem de tot. Mamă, e super magazin. Domne, arma asta o lăsa și pe asta aici de deasupra de birou, nu? Da, tot, domnule. Tot de cât banii din caserie bănuiesc că îi luați? Îl lăsați goală toată caseria. Normal, să o dau plin acum, domnule. Mă gândeam. Domne, mă rog, păi și se produc ceva bani aici? Dar sincer așa. Domnul. Uitați, domnule, aici vedeți și profitul pe anul ăsta. Aici? Da, aici și diplomele, pentru că... Oho, tot. Au toate, domne, dar niște acte vreau și să văd, dacă e tot o regulă, că m-a pus și-l cumpăr să fiu o leba. Mamă, ce tu n-auzi, pe timpul lui tataie. Stai, mă, că eu încă sunt viață. Ce, domne? Ăla e de decor, domnul, nu-l folosi. Numai dacă ne supărăm. Nu vă supărați, lăsați că eu sunt bătrân, n-am și eu, vreau să ies la pensie, toate ăștia. O, să trăiți, domne, e închis magazinul, ne scuzați. E închis, domnule, închis. Okay. Îl vând deschide în scurt timp. Ce, domne? Domne, pot să-i schimb numele la firmă dacă vreau, nu? Ce, cum se numește firma aia? Vreau și eu să văd actele alea. E că tu mă minți. Montana Agency. Așa? Le vedeți? Da. Preț în valoare... Mamă, 100 de... Domne, ați dat 100 de mii pe afacere când ați luat-o? Acum și-a mai investit în ea, domnul, încă 50. Și acum cât timp ați luat-o? Am luat-o cam undeva la... un an jumate. Mamă, perfect. Mamă, nu fraierim pe asta și-o luăm. Bine, domne, doamne, nu o prea sunt interesat așa, eu cred că plec. Aveți vreo ofertă, ceva, că e cam scump 60 de mii. Hai, domnul, haideți, domnul, pentru dumneavoastră, uitați. Mai las 2000 de euro, 58 de mii. Doamne, dacă vreți, 55, mai negociem, 55 de mii. Hai, 56, ultimul preț, domnule. Doamne, 52 de mii, păi ce facem aici, mă luați peste picior? Hai, 53, domnule, nici cam nici cam. 50 de mii, ultimul preț, dacă nu am plecat. Hai, domnule, 53. Doamne, 50 de mii, ultimul preț. Să mă pot și-ți mi-o și eu un pasat de restul 3000, hai, domnule. Hai, domnule, că nu vindeți dumneavoastră afacerea asta pentru a vă lua mașină, mă lăsați cu vrăjela asta. Doamne, 50 de mii sau a plecat acasă. Vreți 50 de mii sau nu? 51. Hai, da, domnule, la revedere. Bine, 50, domnule, 50, 50, 50. Vedeți, mă, că-l fac, vă faceți că-l fac. Scrieți în comentarii, tata aia creier, 1000 IQ. Gata, domne, bate-mi palma. Bateți aici palma, trăiască tata aia. Uitați. Nu stați, nu mai bateți. Da, domne, nu-i problemă. Scrieți... Haide, dați-mi foaia să semneți. Și un pic, dacă acum se poate. Acum vă dau, uitați. Pixul e... Planuri de la ăștia, cum uitați, se iau. Vin instrucțiuni, cum se echipează armele. Uitați, am luat de pe masă. Stați. Uite, uitați, hop. M-a plecat săracul. Hop, două, ce sunt. Nu e doar nimeni pe afară, stați liniștit. M-am uitat doar, mi-e frică. Semnez aici? Da, semnați, uitați, e pe masă. Gata, am semnat, domne. Așa, domne... stați să semnez și eu. Mă duc să vă aduc servieta din mașină, atunci să numărați banii, da, toate alea. Da. Două secunde. Aia, mă sper să am toți banii. Nu-i deschide-l și număra. Lăsăm ciumagul aici. Am luat servieta. M-am luat servieta, hai să mergem. Domne, luați de aici servieta, luați-o de aici. Luați-o de aici. Așa. Servieta, așa. Am lăsat-o aici, aș. Jos. Așa. Am luat. Domne! Spune-ți, domnule.
Numărați să vedeți dacă-s toți. Păi aia am vrut să vă spun. Am crezut că vreau să spuneți mai așa. Nu, numărați, stați liniștit, că eu zic că-s toți, 50.000 deci, acolo. Nu cred că faceți dumneavoastră mărări. Nu, domne, stați liniștit, numărați. Sper să fie toți, doamne, ăștia, doamne ajută. Uite, colegul, uite-o. Dacă nu-s toți, să-ți mai dau cu paie de pensie. Uite, poftim servieta. Deschid-o să o număr și eu. Bun. Uite, da, deschid-o, domne, să o numere. Uite. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, doamne să fie toți, doamne să fie toți, doamne să fie toți. 45, tot, bun. Doamne ce noroc pe mine, să fiu al naiba. Chiar mă speria să-i crezi că am uitat acasă din ei. Ori n-a numărat asta bine, ori chiar sunt toți. Poftim? Mi-am zăsat 100 de euro în plus. Nu, doamne, păstrați-i bonusul, transportul, motorina, ce vreți dumneavoastră. Așa, da, domnul, mai mă duc. Mi-a și eu un gram de mă duc, domne, păi cam atât atunci. Mai e ceva de știut? Stați să mă o să-mi iau baston de la... Da, nu, haideți că vin cu dumneavoastră să vă conduc afară. Mai e ceva de știut? Cheile de la magazin să mi le lăsați și dublura păi și da, tot. Da. Vă dau dublură tot. Le lăsați aici pe birou, așa. Da, le las acolo. Vedeți că le bag acolo sub tejghea. Da, domne, lăsați-le acolo. Domne, da, ascultați-mă un pic. Mai e ceva de știut? Nu mai e nimic, nu? Ba da, domnul, dacă ce? Vreți, domnul, uitați-vă, băieții a doi. Așa? Dacă vreți, salut, băieții! Gardă de corp. Ce să-mi dați? Gardă de corp, domnul. Erau a mei, nu mai am nevoie. Domne, gardă de corp, păi nu vreau gardă de corp. Ce e gardă de corp? Păi ce, se pare că n-am corpul frumos sau ce? Ba da, domnul. Cum sunt în floarea vârstei, sunt în vârsta a doua. Mă rog, a treia. A patra, așa. Nu contează, domnule, sunt în floarea vârstei. Ce vreți să insinuați aici? Că nu mai pot. Mai am puțin și... Și trăiesc. Așa. Da, domne. Domne, păi aceea nu mulțumesc. Hai să vă conduc până la ieșire dacă ați lăsat. Lăsați cheile acolo, vă rog. Vă iau mult. De după spate, sunteți... Da, luați-mă un pic de cot, că mama, cam sunt cam așa, cam... Lăsați, că mă descurc. Ușor. Aoleu. Stați că vă ajut acum. O să-mi iau ciumagul din mașină. Uitați, îl luați. Mama. Așa, domne, îmi trebuia ciumagul. Deci, gata, da, domne. Dacă vreți, mai dăm și o tură să vă mai prezint ceva. Nu mai, domne, ta, mulțumesc. Gata, atât. Am văzut destul. Luați-vă, băieți, o zi bun, la revedere de astăzi al meu. Îi schimb numele, pun tata aia, 69, gaș, da. Lăsați, domne, mă gândeam și eu în avans. Aolo, păi nu o lăsați nici măcar numele, domnule. O las, domne, nimic. Gata, e afacerea mea, v-am luat-o, v-am cumpărat-o corect, nu v-am fraierit, doamne, ferește. Ce-am făcut? Nu, domne, vi se pare, domne, atâta costă afacerea, vă dați seama, mi-ați dat-o mai un goal, nu vedeți, alea zgâriată, aia zgâriată. Am luat-o cu 100.000 de euro. Nu știu, doamne, dumneavoastră a zis că vreți, aveți nevoie de bani, eu v-am oferit cât aș cerut, da? Nu am negociat cu dumneavoastră nici măcar un leu, să fiu al naiba. Domne, mă rog, o zi bună, la revedere, trecem peste subiect, haideți, vă condu la ieșire, dacă se poate că e proprietate privată și să nu stăm pe aici. Acum mă și goniți, haideți băi, hai să mergem. Haide, domne, închide servieta, sau cum vrei tu, poți să pleci, mi-e indiferent. Hai cu ea, hai. O zi bună, hai, la revedere. O zi bună. Închide-mă ușa, băi, deci stați mai afară, bă. Să închid ușa asta. Așa. Plecați, mă. Mamă, mi-a cumpărat afacere, să moare, băi. Bă, dar ce fac, mă, aici, că mi-e să las să mă uit aici, la tejghea, să văd ce e aici. Mamă, așa fiu al naiba. O, dar asta a lăsat totul pe zero să fiu al naiba. Deci, bani total câștigați. Zero. Upgrade-uri? Mamă, puteți da upgrade-uri la... Mamă, cât e scump să fiu al naiba. Dar ne face discount. Nu vorbim pentru afaceri, pentru... Job name! Tataia! Tataia! 69! Vă dați seama! S.R.L. SRL, ce știți voi. Job. Nume. Nu, alta cred că-s banii. Nu, product amont. Ba nu mă-s bani aici. Bani, câți bani să punem, mă? 1.000.000. Nu, prea mult. 500.000. 0.000. 100.000. Stai așa că nu văd. 500.000. Cred că am pus prea mult zerouri. Eu sunt produs. Select product. Mamă, select product. Bă, dacă e franciză, nu. Uite, ia. Punem aici unul. Banii... păi cred că trebuie să avem bani aici, mă. Păi și eu cum fac bani aici? De aici cumperi. Ia. Pumnal, hai să mergem să luăm un pumnal. De unde luăm un pumnal? Să fiu al naiba.
Bă, da, îmi place mult bastonul ăsta. Dacă mai vreți roleplay-ul cu bastonul ăsta, nu uitați să scrieți acolo. Și cum fac, mă, să încep ăla? Ia stai, mă, să am o mașină. Hai că aici se întâmplă ceva. Ia. Ia, mă, ia. Mai mă, stai așa, nu mai are, că scade glicemia, bă. Ia, mă. Eu chiar sunt curios. Nu știu. Aaa, trebuie să ne punem banii în con, mă. Bă, hai mă să băgăm 5 milioane, ia. 5 milioane, ia. Băgăm 5 milioane, așa, ce facem cu ei? Putem să dăm upgrade. Aici plătim salarii, da? Select product, uite, dăm pe... Riceag. Și cred că aici punem cine cumpără. Create job. Select product, ia. Riceag. 1. Create job. Select product. Uite, 1, create job, da, pot să pun 2, select product, cheie franceză, 3, create job, păi merge decât 2, maxim, ia, cred, decât 1, da, bă, decât 1 merge. Uite, mă, delete contact și banii rămân, da, bă, uite, ce arată cât investești, bă, bă, ce șmecher, mamă, păi ce face tata aia, patron, fiți atenți, stați să vedeți. Mă uit eu pe aici în mare, vedem care-i treaba, care-i ceva și revenim în episodul următor.